Licitația pentru achiziționarea de terenuri în parcul industrial din Slatina va fi reluată. La licitație s-au cumpărat 6 caiete de sarcini pentru 5 loturi din parcul industrial, dar s-a prezentat un singur potențial investitor care a depus documentația necesară. Și după cum bine știți, la această licitație sunt necesare minim 2 oferte pentru achiziționarea unui lot în parcul industrial. Există firme interesate să investească la Slatina atât din domeniul serviciilor, al construcțiilor, dar și din domeniul alimentar sau societăți care vor să construiască depozite. Reprezentanții acestor au spus că nu au avut timp destul la dispoziție să depună documentația necesară. Timpul a fost destul de scurt pentru a întocmi documentația necesară, fiind și perioada de concedii, probabil că ăsta a fost motivul pentru care nu s-au prezentat efectiv la licitație. Din scrisorile de interes centralizate sunt 15-16 firme interesate care și-au exprimat dorința de a achiziționa teren în parcul industrial. Noi vom crea condițiile ca fiecare rezident să aibă acces facil la teren și să aibă toate utilitățile necesare. Terenul din parcul industrial a fost împărțit în 5 loturi, iar societățile interesate pot achiziționa minimum 2000 de metri pătrați. Firmele care vor cumpăra terenuri în parcul industrial vor beneficia de scutire la plata impozitului pe teren și clădiri, a taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism.